Vremea frumoasă din prima parte a acestei ierni a făcut pe mulți olteni să ignore măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor de sezon și a gripei. Mulți au ales să trateze virozele, pneumoniile și chiar gripa cu indiferență, vin fiert sau usturoi. Nici numărul de doze de vaccin repartizate populației din județ nu a fost unul încurajator, el fiind de câteva ori mai mic față de iarna trecută. Ce remedii folosiți pentru a vă proteja de virozele din sezonul rece? Usturoi și lămâie. Asta ar fi ceaiuri. Cum vă protejați de viroze în sezonul rece? Prin vestimentație, ceaiuri, un regim de viață normal, zicem noi, în limitele obișnuitului și nu am avut o sensibilitate specială pentru așa ceva. Fac vaccinul și apar alte tulpini și câteodată este și mai rău. Și cum vă protejați de viroze în sezonul rece? Mai fufolit, mai pe lângă casă. Lipsa măsurilor de prevenire a afecțiunilor de sezon a făcut să apară și primele cazuri confirmate de gripă. Este vorba de două persoane din Slatina. În săptămâna precedentă s-au înregistrat 1023 de infecții respiratorii acute cu 67 de internări, 461 de pneumonii cu 93 de internări și două cazuri confirmate de gripă. Ambele cazuri confirmate s-au prezentat la Spitalul Județean de Urgență Slatina cu simptomatologia compatibilă cu gripa, respectiv febră, debut brusc, astenie, stare generală alterată, coriză, rinită, motiv pentru care s-au recoltat probe pentru investigarea virusurilor gripale. S-au recoltat un număr de 14 probe pentru confirmarea diagnosticului de infecție cu virus gripal. Din acestea, 8 au fost negative. S-au confirmat două cazuri cu infecție cu virus gripal tip B la doi pacienți adulți care au avut forme ușoare de boală și s-au externat, iar 4 probe sunt încă în lucru. Medicii ne sfătuiesc să luăm măsuri de precauție pentru a nu fi afectați de bolile de sezon. Vaccinarea rămâne, susțin specialiștii, cea mai sigură modalitate de prevenire a gripei.